Doamnelor și domnilor, Crăciunul este sărbătoarea darurilor, iar cel mai de preț dar este cel pe care cerul îl face pământului, trimițându-l pe Domnul Hristos să se nască și să crească, să ne mântuiască. Vă propunem în această zi o ediție specială a emisiunii Spirit și Credință din Cetatea Băniei, de la TVR Craiova. Vorbim despre taina nașterii Mântuitorului Hristos și despre bucuria Crăciunului cu înalbrea Sfințitul Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei. Dar prezenția voastră, sărămâna, binecuvântați și vă mulțumim pentru că sunteți și în acest an alături de noi într-o ediție specială a emisiunii Spirit și Credință. Și noi ne bucurăm de această oportunitate și sperăm ca Bunul Dumnezeu să ne dăruiască tuturor acest Crăciun în pace, în liniște și în speranță. Pentru că cea mai mare bucurie este atunci când o primești cu credință și o îmbraci în toate darurile, în toate aceste sentimente sufletești, aceste gânduri pe care le materializezi fie prin acțiuni, fie prin lucruri care sunt în exteriorul tău și care le și împărtășești celorlalți. În apreția voastră, ne este dat să trăim anul acesta un Crăciun diferit, într-o lume încercată de teamă, de boală, de neputință. Cum să privim spre sărbătoarea nașterii Mântuitorului Hristos, astfel încât bucuria sărbătorii să fie mai mare decât, știu eu, orice încercare, orice sentiment de apăsare pe care mulți dintre confrații noștri, poate chiar întreaga lume, îl resimte în această perioadă? Este adevărat că aceste lucruri pe care le trăim sunt îngrijorătoare, sunt aducătoare de teamă, de spaimă, de frică, de multă neliniște sufletească. Însă trebuie întotdeauna să ne gândim că cel pe care îl sărbătorim, Mântuitorul Iisus Hristos, ca om nu avea nimic. Era într-o stare de lipsă totală. O mamă, o fecioară tânără, un bătrân Iosif și poate că un animal de povadă de care a cărat proviziile acolo, erau tot ce aveau ei. Și nu numai, au găsit ostilitatea lumii. Pentru că nu s-a găsit o casă de oaspeți în tot Betleemul care să adăpostească o mamă care era în pragul nașterii. Și dacă lucrăm și dacă gândim din punctul acesta de vedere, nașterea Mântuitorului Iisus Hristos a venit într-un moment de criză spirituală și materială cum nu s-a mai putut descrie și nu se poate descrie până în momentul de față. Așadar, nu că am trebuit să căutăm consolări la această criză pe care noi o trăim, ci să ne încurajăm că dacă Mântuitorul Iisus Hristos a venit în lume ca să ne mântuiască și nu numai ca să ne ridice dintr-o stare de decadență cum nu s-a mai putut descrie niciodată. Sau este un moment care ne ajută să înțelegem neputința omenească, să înțelegem slăbiciunea omenească și să căutăm cu credință la Cel care a biruit lumea, adică la Mântuitorul Iisus Hristos. Tocmai pentru că aveam nevoie să ne ridicăm din disperarea în care ne aflam înainte de venirea Mântuitorului Hristos. Tocmai acest lucru trebuie să ne încurajeze astăzi și să ne dea credință că Mântuitorul Hristos este același ieri, azi și în veac. Și că El ne dă posibilitatea și puterea ca să trecem peste toate pragurile vieții. De altfel, nu trebuie să uităm că aceste necazuri pe care le avem astăzi nu sunt, m-am spune, ca o pedeapsă la Dumnezeu, sunt îngăduite pentru multele păcate ale lumii. Ne-am pus nădejdea în știință, ne-am pus nădejdea în cultură, ne-am pus nădejdea în multe alte lucruri. Tocmai în perioada când cibernetica este cea mai apreciată, internetul și mai departe,
În această perioadă noi avem o dezamăgire, trăim o dezamăgire totală, că nu suntem în stare în aceste momente critice de îmbolnăvire să găsim o soluție. Poate tocmai în această perioadă înțelegem cât de neputincioși suntem ca oameni în condițiile în care cu puțină vreme ne credeam atotștiutori, atotputernici. Sigur că aceste lucruri le-am trăit cu toții, nu sunt departe, cum îi zice, timpurile pe care le-am trăit înainte, în care ne aflam într-o exuberanță, într-o voiciune aproape de inimaginat. Și iată că un virus care face atâta de mare greutate lumii își face de cap fără ca să-i dăm ceva, fără să-i dăm să găsim un antidot în potriva lui. Este pentru noi o învățătură ca să nu ne punem nădejdea în oameni, ci să ne punem nădejdea în Dumnezeu. Și atunci este vremea, în preasfinția voastră, așa cum spuneți și în pastorala de Crăciun, în mesajul pe care îl transmiteți tuturor preoților, monahilor și credincioșilor, că este mai mult ca oricând vremea de a ne întoarce spre meditație și spre rugăciune? Desigur, această recomandare nu este a noastră, ci este a Mântuitorului Iisus Hristos, ca să priveghem și să ne rugăm. Că nu știm ziua și ceasul când Fiul omului va veni. Trebuie să ne preocupe în primul rând sufletul. Este lucru cel mai de preț din viața noastră. Iată, pentru trupul nostru de mai găsim câte un medicament, ne mai găsim câte un tratament, dar sufletul are nevoie cu totul de altceva. Cunosc oameni în perioada aceasta grea de pandemie care aveau și medicamente, aveau și tratament, dar nu puteau să scape de această gheară a morții. Și pe cei care Dumnezeu i-a înzestrat, sau mai bine zis, i-a dotat sau le-a dăruit credință, aceia au trecut cu multă ușurință. Că nu numai boala în sine este o problemă, ci și după ce omul se tratează, el are încă în viața lui multe de suferit și de îndurat ca să treacă toate aceste temeri, aceste frici, această panică a vieții. Dar e bine să trecem la sărbătoarea nașterii Domnului, pentru că astea greutățile vieții le cunoaștem fiecare și le trăim, le auzim, suntem îngroziți de ce se petrece în jurul nostru. Ce să ne fie clar în preasfinția voastră, vorbind despre sărbătoarea nașterii Mântuitorului Hristos, ce să ne fie clar, cum a schimbat venirea Mântuitorului Hristos lumea? În primul rând, Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a schimbat felul de gândire. Această gândire a lumii dinainte de venirea Domnului era înclinată spre lucrurile materiale, spre închinarea la idoli, era cu totul lipsă de virtute, chiar dacă uneori vorbim despre o gândire filozofică, este, de exemplu, gândirea lui Platon sau Aristotel și alți filozofi, aceștia n-au reușit să schimbe gândirea sufletească, gândirea lumii, să schimbe mentalul lumii. Dacă e să luăm de pildă peștera lui Platon, el își imagina lumea ca o proiecție a realităților reale pe un plan virtual. Adică ceea ce este în spatele, sau mai bine zis, prin fața peșterii, iar omul este îndreptat cu fața spre peretele peșterii, el nu vede decât numai umbrele, vede numai imaginile care se proiectează pe acest spațiu. E bine, Fiul lui Dumnezeu, venind în lume, a schimbat orientarea omului. L-a schimbat ca să vadă ce este bine. El este binele. Și dacă omul s-a întors de la peretele peșterii întunecat, unde vedea numai umbrele realităților,
acum el vede pe Mântuitorul Hristos, care este lumina cea adevărată. De aceea spunem la nașterea Domnului, răsărită a lumii, lumina cunoștinței. Pentru că lumina a răsărit și aceasta este legată de cunoaștere. O cunoaștere care are înlătură întunericul și disperarea, care înlătură necunoștința, care înlătură toată ispita celui rău. Pentru că cel rău a înșelat pe om, trezindu-i în minte că poate să fie asemenea lui Dumnezeu fără nevoință, fără o lucrare a sufletului, o prelucrare a mentalului. Fără aceste lucruri, fără aceste valori, nu poți să dobândești cunoașterea adevărată, că trebuie și atunci când spargi o nucă ca să mănânci, miezul trebuie să te ostenești. E bine, dacă e să luăm acest exemplu, avem nevoie să ne ostenim, să spargem coaja dură și să luăm miezul adevărului și al credinței. Fiul lui Dumnezeu a venit în lume pentru că el știa că omul nu poate cu propriile lui eforturi, cu propriile lui puteri să depășească această mărginire a lui, această slăbiciune a lui. Este ceea ce vedem astăzi, că știința se străduiește să facă ceva. Dacă nu vine Dumnezeu să pună tocmai esențialul în această strădanie, nu vom putea depăși niciodată slăbiciunea noastră și neputința noastră. Din punct de vedere al omului mândru și semeț, toate sunt posibile până la proba contrarie. Atunci când este pus față în față cu realitatea și atunci își vede neputința sa. Numai cu Dumnezeu putem să trecem de probele vieții și iată că în momentul venirii sale în lume, omenirea se afla mult mai grav și mult mai departe de misterul ei, de scopul ei, de idealul ei. E bine, Dumnezeu a inversat aceste lucruri. El s-a așezat primul într-un act de smerenie cu totul deosebit. Cine putea să-și imagineze pe Creatorul Universului că se face un copil, un prunc, în pântecele Preacuratei Fecioare Maria? Cine putea să-și imagineze, nici îngerii nu puteau să gândească, că acest prunc care este Dumnezeu se mișorează atât de mult încât să se nască într-o ieslă? Dacă e să vorbim despre Creatorul Cerului și al Pământului și ne gândim numai la lucrurile frumoase care ne înconjoară, e bine, toate acestea sunt făcute de Dumnezeu. Și din toate aceste frumusețe ale Dumnezeu, Creatorul n-a găsit de cuvință să se nască decât într-o iesele sărăcăcioasă, rece și umedă. Iar care ca și însoțitori la nașterea sa, n-au avut decât niște animale care vegheau sau erau de față la momentul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. De ce, în al preasfinția voastră, sau putem să răspundem la o astfel de întrebare, putem să ne gândim de ce Mântuitorul Hristos a ales să vină în lume într-un chip atât de smerit, când ar fi putut să vină în cea mai mare slavă și să impresioneze întreaga lume? În primul rând, Dumnezeu a ales această venire a sa din iubire. Și dăm un exemplu, după care o să și justificăm de ce. De ce Dumnezeu a ales acest mod. Iubirea este întotdeauna cuprinzătoare. Iubirea mamei pentru copilul ei este atât de mare încât mama se coboară la nivelul copilului ca să îi arate dragostea nețărmurită. Se coboară și îl îmbrățișează chiar și atunci când este murdar, chiar și atunci când este lipsit de orice putere. Uneori chiar acceptă ca gesturile copilului să treacă neobservate, gesturile de violență chiar. Le trece neobservate pentru că în dragostea ei față de copil nu pune accent pe aceste lucruri, ceea ce chiar Mântuitorul Hristos subliniază că părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac.
Deci pe momentul crucii îl vedem pe Mântuitorul Hristos în cea mai înaltă dimensiune a iubirii, dar în cea mai de jos, în cea mai de jos stare a smereniei, pentru că El este cu adevărat în suma tuturor gesturilor de smerenie și de dragoste dumnezeiască. Al doilea, de ce? Pentru că aici ne aflam noi. Noi ne aflam într-o stare jalnică. Omenirea ajunsese în așa hal încât îi mai lipsea o singură mișcare ca să treacă din neantul din care a fost adusă. Ce înseamnă acest lucru? Să dispară complet? E bine, Dumnezeu, în dragostea sa, în iubirea sa nemărginită, nu putea să lase creația sa să dispară. Pe de o parte, Creatorul fiind veșnic și atotputernic, ceea ce a creat El nu putea să dispară, pentru că atunci se dezicea de atotputernicia sa. Pe de altă parte, El a lăsat omenirea să ajungă să înțeleagă necesitatea unui Mesia, unui Mântuitor. Dacă nu-ți dai seama de trebuința unui lucru și de necesitatea lui, nu te străduie să-l ai. De aceea trebuie să te silești cât poți ca să dobândești acest lucru. E bine, în cazul omului, dinainte de venirea Mântuitorului Hristos, pregătirea aceasta și dorința de a avea un izbăvitor era atât de puternică încât nimeni nu a mai avut-o vreodată. Deci toate erau pregătite, așa cum a spus Mântuitorul Hristos despre cina sa, iată, toate sunt gata, toate sunt pregătite. Și într-adevăr, tot ceea ce știm noi despre Sfânta Scriptură și din istorie, observăm în momentul venirii Mântuitorului Hristos, că în multe rânduri, în multe chipuri și în multe feluri, Dumnezeu a vorbit oamenilor prin proroci, prin drepți, nu numai în Vechiul Testament sau la poporul iudeu, ci la toate popoarele, căci această dorință de a primi pe Mesia, de a-L primi pe Dumnezeu, este cunoscută la toate neamurile și cele care au avut revelația lui Dumnezeu, cum este în Vechiul Testament, dar și cele care nu au avut revelația lui Dumnezeu. Toată lumea aștepta venirea lui Mesia pentru că, în primul rând, trebuie să vedem mesajul pe care Dumnezeu l-a dat atunci când l-a izgonit pe Adam din rai și, în al doilea rând, tot ceea ce a rămas din acest mesaj ca moștenire pentru toți oamenii. Pentru că, dacă luăm spița neamului sau la neamurilor de la Adam prin poporul iudeu, este un lucru vizibil în Vechiul Testament. Dar din Adam și Eva s-au născut și alți și ceilalți oameni care toți sunt legați de același protopărinte, adică același strămoș Adam și Eva. Pe de altă parte, Dumnezeu a considerat că momentul acesta este pregătit pentru că El cu adevărat a găsit mamă a sa. Deci nu putea să nască Mântuitorul Iisus Hristos din oricine. Trebuia să fie cineva care să întrunească toate calitățile posibile mult superioare unui om și chiar unui înger. Deci Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este aceea aleasă și pregătită dintre toate neamurile și este o sinteză. Maica Domnului este o sinteză a Sfințeniei. Pentru că tot ceea ce ea moștenește de la neamul său este în rugăciune, în virtute. Toată virtutea și toată Sfințenia Maicii Domnului vine din spița neamului său și apoi din viața sa personală. Ea a petrecut în templu, în Sfințenie și a rămas în Sfințenie toată viața. Întâlnirea ei cu Arhanghelul Gavril nu este aleatorie, întâmplătoare. Este prevăzută de Dumnezeu din veșnicie. Și al doilea rând, Arhanghelul Gavril se adresează Maicii Domnului nu ca un necunoscut ei, nu ca o ființă care vine pentru prima dată, ci Arhanghelul Gavril este prezent în viața Preasfintei Fecioare Maria, întrucât el a
a fost slujitorul ei în templu. Și mai mult decât atât, mărturisește curăția ei, spunându-i: bucură-te, cea plină de har. E tocmai momentul acesta, toate aceste cuvinte arată că el vine cu un mesaj nou. Apoi, Maica Domnului, trebuie să știm că ea, și ea este aceea care așteaptă Mesia, pe Mesia. Nu știe că ea va fi mama Fiului Dumnezeu, dar așteaptă pe Mesia, pentru că și ea face parte din poporul care îl așteaptă pe Mesia. Și ea trăiește momentul acesta mai mult ca oricând. Și în templu Maica Domnului s-a rugat Tatălui Ceresc ca să-l trimite pe Mesia, fără ca ea să știe că va fi mama Fiului Dumnezeu. Deci s-a rugat și se ruga pentru acest moment, pentru că toată suflarea se ruga ca să vină Mesia. Era necesar, cum spuneam, fără Mesia, fără Mântuitorul Iisus Hristos, nu puteam ieși din robia morții și a diavolului. Deci trebuie să știm că până la răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos, toți cei care mureau mergeau în întunerii și în umbra morții, adică în chinurile veșnice, pentru că cel care a supus pe om este cel rău, care l-a băgat în stricăciune și moarte. Raiul s-a închis pentru că nimeni n-a fost capabil să deschidă raiul. Și cel care este singurul care a deschis raiul este cel care s-a făcut om din preasfântă născătoare de Dumnezeu. Deci, Mântuitorul Iisus Hristos, ca om, este cel care ridică păcatele lumii și că el este acela care va fi o piatră de încercare pentru mulți. Atunci când vorbim despre taina nașterii Mântuitorului Hristos, nu putem să ne gândim la faptul că Fiul lui Dumnezeu a luat chip de om ca pe om să îl ridice către cer. El a venit pe pământ, la oameni, ca să dea oamenilor posibilitatea de a se îndumnezei, de a se ridica la cer. Da, este venirea Domnului nostru Iisus Hristos. El, Sfântul Apostol Pavel, când spune despre chip de om, el nu se referă la o imagine, ci se referă la omul făcut după chipul lui Dumnezeu. Acest chip al lui Dumnezeu nu este un desen, un contur, ci este o complexitate de valori. Suntem făcuți după chipul celui care avea să vină, ne spun părinții bisericii, adică după chipul Fiului Dumnezeu. Și deci Fiul lui Dumnezeu vine la ai săi, pentru că el vine ca să izbăvească pe frații săi. Dacă el este Fiul Tatălui și el se face Fiul omului, Fiul Preasfinței Născătoare de Dumnezeu, atunci când Tatăl cel Ceresc îl privește, îl privește nu numai ca fiu al său născut din el din veșnicie, ci îl privește și ca pe fiu al omului născut din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Așa devenim și noi fii ai lui Dumnezeu. În mod sigur, pentru că el este fratele nostru în sensul în care Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ne primește tocmai în momentul răstignirii: iată fiul tău. Adică îi arată pe Sfântul Ioan Evanghelistul și din momentul acela ne spune tot Sfântul Ioan Evanghelistul că acest ucenic iubit al Domnului a luat-o în tale sale. Adică a devenit cu totul mamă a sa, iar Maica Domnului devine mamă a tuturor. Așadar, ce era necesar de împlinit și nu s-a putut împlini decât prin Mântuitorul Iisus Hristos? În primul rând, menirea noastră. Ce înseamnă menirea noastră? Scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat, că nu suntem făcuți ființe vegetale sau biologice. Nu suntem făcuți ca să avem o viață simplă, biologică, așa cum sunt celelalte creaturi. Noi suntem persoane care avem o dimensiune cerească și pământească în același timp. Suntem o amestecătură între spirit și materie. Pe de o parte, sufletul nostru este acela care guvernează viața noastră, care conduce viața noastră,
Iar trupul nostru este acela care este chemat să se spiritualizeze, nu să trăiască din ceea ce el agonisește în lumea aceasta sau ceea ce îi se dă prin bunăvoința și generozitatea lui Dumnezeu din lucrurile create. E bine, dacă acesta este scopul de a ne îndumnezei, de a ne transfigura, de a ne ajunge la o stare deiformă, de îndumnezeire, ce înseamnă de fapt îndumnezeire? Înseamnă o stare de sfințenie, o stare de ducerea la superlativ a potențelor noastre. Să fiu mai explicit. Noi înșine avem valori pe care le punem în aplicație sau le activăm la momentul potrivit. Când ajungi copil, ai gândirea de copil, când ajungi la adolescență, ai gândirea de adolescență și la maturitate, la fel, ai o gândire de maturitate. Acestea sunt pe plan biologic și intelectual. Însă, pe plan mental, și fac o deosebire între mental și intelectual, pentru că nu e tot una. Intelectual pot să gândesc, pot să judec, pot să fac, dar mental cuprind totul, și sensibilul, și volitivul, și raționalul. Așadar, Mântuitorul Iisus Hristos, când vine, ne ridică din această stare oarecum quasi-biologică. Pentru că omul, înainte de venirea Mântuitorului Hristos, trăiește pe orizontal, biologic. Chiar dacă uneori, cum spuneam, apar aceste zvâgniri, aceste flash-uri de lumină filozofică. Însă, o gândire care să transforme sufletul nostru și trupul nostru n-a putut să fie adusă decât printr-o schimbare de direcție mentală, așa cum spuneam cu peștera lui Platon. Nu mai privim spre perete și ne întoarcem spre... Deci numai Dumnezeu face acest lucru, dar El se pune în postura noastră. Deci când se întrupează Mântuitorul Iisus Hristos, El se așează în locul nostru. Și dacă primește de la noi, primește firea omenească, El are deja firea divină și o împreună cu firea omenească o unește, în așa fel încât noi îl vedem ca om, dar El e Dumnezeu. El săvârșește lucrurile omenește, dar le face cu puterea dumnezeiască. El este Dumnezeu, se arată Dumnezeu, dar în trupul nostru omenesc. Este adevărat că ceea ce noi am dat Mântuitorului Hristos sunt lucrurile cele mai slabe și neputincioase. I-am dat suferință, i-am dat durere, i-am dat moarte pe cruce. Și nu numai că i-am dat, le-am și făcut atât de dureroase încât Domnul Hristos le-a dus pentru că era Dumnezeu. Și cu toate acestea, iubirea lui Dumnezeu față de om nu s-a oprit. Nu numai că nu s-au oprit, ele nici n-au stat vreodată la îndoială, la o cumpănă, în momentul acela când noi îl auzim pe Mântuitorul Hristos, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce nu m-ai părăsit? Momentul acela nu este al unui suspin de groază și de disperare, ci este a unei rugăciuni. În sensul că Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, nu mă părăsi în momentul acesta. Nu că nu m-ai părăsit, pentru că niciodată nu l-a părăsit firea, Mântuitorul Hristos sau Fiul Dumnezeu n-a părăsit Dumnezeu n-a părăsit pe omul Iisus Hristos niciodată. Așadar, îndumnezeirea aceasta este un proces haric, energetic, dacă este să spunem. Este o infuzie, este o ofertă, o oferire a lui Dumnezeu și o promisiune a lui Dumnezeu. Dumnezei sunteți și fii ai celui prea înalt. Dacă psalmistul spune aceste lucruri, în mod sigur că noi suntem chemați ca să ne ridicăm la această dimensiune dumnezeiască, la această sfințenie. Și orice sfânt din calendarul nostru este ajuns la o stare de comuniune cu Dumnezeu, de pătrundere cu Dumnezeu, așa cum este fierul cuprins de foc. Și pâinea este cuprinsă de foc, aluatul este cuprins de foc ca să devină pâine.
În aceea se numește și Betleemul, se numește Casa Pâinii, tocmai pentru că aici s-a născut pâinea cea adevărată care ne hrănește. De aceea spunem în rugăciunea Tatăl nostru, pâinea noastră care este din ceruri. Deci o traducere și în același timp o interpretare frumoasă acestei rugăciuni este în sensul că pâinea noastră care vine din ceruri, dă-ne-o nouă astăzi. Și pâinea care vine din ceruri, sau cea spre ființă, o care ne dă de toate zilele, este Mântuitorul Iisus Hristos, care nu numai, El se manifestă nu numai în Sfânta Euharistie, cu trupul și sângele Său, chiar și în pâinea aceea de toate zilele. Pentru că această pâine El ne-o dă. Ne-o dă în sensul în care El face ca creația să-și ducă la îndeplinire menirea ei, logica ei. Logica grâului este ca grâul să fie măcinat să devină pâine. E bine, dar grâul în sinea lui nu are capacitatea de a se manifesta aidoma, ci el trebuie să primească de undeva această putere de a fi pâine. Așa și noi primim ceea ce avem de la Dumnezeu, pentru că suntem creați de Dumnezeu, suntem din veșnicie în planul lui Dumnezeu. Și dacă o casă este în mintea arhitectului, înainte de a fi pusă pe hârtie, schițată pe hârtie, și Dumnezeu, care este arhitectul cel veșnic, este acela care ne-a plănuit din veșnicie și suntem cuprinși în veșnicie. Iar dacă El este iubire, nu putem să fim altfel sau în altă parte decât în iubirea Lui. Dacă am reflectat mai mult la astfel de idei și la cuvântul pe care l-a spus în preasfinția voastră, clar, sărbătoarea Crăciunului în casele oamenilor ar avea altă vibrație, dincolo de brazi, cozonaci și alte lucruri. Da. Și ar avea conotația aceea spirituală despre care vorbeați. Da. Și ne-am îndreptat mai mult spre scopul. Da, este foarte important să vedem chiar și aceste gesturi și aceste tradiții de Crăciun. Bradul, de multe ori îl gândim că este, că mă gândeam zilele trecute, mă gândeam, simbolistica bradului nu este numai un obiect sau ceva de Crăciun care ar înfrumuseța, care completează spațiul hibernal de iarnă, o chestie verde împodobită în casa noastră. Nu, ci este pomul din rai. Deci pomul din rai, iar globurile sunt, reprezintă pământul. Frumusețea, fiecare om în parte este un glob de energie. Deci noi suntem legați de tradiții din rai. Ne-au rămas aceste tradiții și rămân permanent în viața noastră și le completăm, le diversificăm, dar de multe ori le uităm semnificația. Nu putem să fim asemănători și nici să ne suprapunem cu lumea înconjurătoare. Suntem înzestrați cu rațiune și în același timp avem minte. Mintea este importantă. Trebuie să ascultăm glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne lansează permanent chemări. El ne cheamă la sine. La un moment dat te întreb, cum poți să fii de credincios? Cum poți să ajungi credincios? Da, este o problemă. În contextul actual, când lumea te îndeamnă să fii necredincios, te îndeamnă să fii indiferent, te îndeamnă chiar să fii sfidător față de anumiți oameni care ți se par ție că sunt demodați, sunt înapoiați, că ei cred. E multă lume și aș vrea să fac o paranteză fără ca să fac, să indic, să arăt cu degetul spre ceva. Te-aduc aminte câtva timp în urmă cum se vorbea despre vrem spitale. Uite că Dumnezeu ne-a dat să avem spitale. Va veni o vreme în care vom spune vrem catedrale? Aș vrea să dezvolt acest subiect pentru că e prea tragic și nici nu vrem să gândim acest lucru. În mod sigur că omenirea, cum s-a spune, când zice Malraux, va fi oricât din cioasă, ori va dispărea de tot. Așadar, vrem să facem din această viață noastră, vrem să facem un loc de lumină. Și Dumnezeu ne cheamă. El nu ne lasă niciodată. Dacă mama
atenționează copilul ei că acolo este foc și să nu se apropie, nu stă departe mama față de copil, ci aleargă disperată ca nu cumva copilul să dea pe foc. Chiar uneori este pusă în situația de a se răni pe sine ca pruncul ei să nu fie vătămat de ceva. Păi bine, dacă o mamă este capabilă de a ta iubire, cum poate oare Dumnezeu să nu fie capabil? Păi dacă El s-a răstignit pentru noi, dacă El s-a făcut om ca și noi, cum spuneam, din măreția sa cerească s-a făcut o ființă care să mănânce la alături cu oamenii. Mântuitorul Iisus Hristos este convins că El e Dumnezeu. Nu este omul așa care trăiește viața pământească indiferent și pe la bâșbuială. El stă, El știe pe Iuda. El îl cunoaște mult înainte ca asta să se manifeste ca trădător. El îi cunoaște pe iudei, că sunt fățarnici. El îi cunoaște pe cei care l-au răstignit, i-au bătut cuie în mâini. Oricând putea ca El să-și manifeste puterea sa dumnezeiască și să nu sufere. Ba mai mult, îl critică pe Petru și îl dojenește foarte tare atunci când El încearcă să-l deturneze de la scopul său mântuitor. E bine, Dumnezeu ne cheamă permanent, El este în viața noastră, El nu se desparte de noi, El ne spune, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Și să ne imaginăm că Dumnezeu ar lipsi câteva clipe din istoria lumii. Hai să ne imaginăm acest lucru, cam ce s-ar întâmpla. Poate ar fi bine să răspundem acestei întrebări în contextul în care ideile, știu eu, progresiste ale omului recent, actual, încearcă să-l excludă pe Dumnezeu din viața sa. Ce s-ar întâmpla, sigur, dacă doar o clipă, sigur, nu l-am avea pe Dumnezeu, sigur, în viața noastră? Nu putem. Eu niciodată nu folosesc cuvântul acesta să-l excluzi pe Dumnezeu din creația sa. Este, pe de o parte, este un lucru imposibil. Nu poți să-l dai la o parte pe creator din creația sa. Pentru că creația însăși îl poartă pe creator. Deci creația este aceea insuflată, pătrunsă, infuzată de Creator. Însă, Dumnezeu, în contextul în care lumea merge pe linie greșită, Dumnezeu nu este exclus din creația sa. Dar Dumnezeu îngăduie acest lucru să stea, dar nu impasiv. Deci Dumnezeu nu stă pasiv să vadă copiii săi cum mor fără aer în aceste momente pe care nu le mai amintim, pentru că sunt triste. Nu este pasiv. Dumnezeu trăiește drama noastră, trăiește suferința noastră. Dacă El a trăit-o în momentul în care s-a născut, a trăit-o în momentul în care a fost răstignit și care a înviat, El o trăiește și astăzi cu fiecare dintre noi. Spunem foarte clar că Dumnezeu rămâne pe cruce până la sfârșitul veacurilor. El rămâne în agonia aceasta pentru fiecare dintre noi, iar din coasta sa se scurg râuri de sânge ca să alimenteze sufletele credincioșilor. Și învățătura și însăși creația oferă garanții sigure că Dumnezeu e prezent între noi. Mai pun o întrebare care ar trebui să ne preocupe. Da, dacă nu s-ar mai mișca timpul acesta și ar rămâne noapte. Să ne întrebăm așa odată, că este posibil. Nu știm mecanismul acesta, cum Dumnezeu face ca noaptea să urmeze după ziua. Bun, să mergem astral. Cineva va spune, astronomic, păi bine, du-te dincolo de pământ și vei vedea. E bine, da, dacă nu s-ar mai învârti pământul. Da, dacă nu s-ar mai mișca galaxiile acestea, că toate sunt în mișcare și mișcarea aceasta nu vine de la sine. Orice s-ar strădui știința să explice că un lucru se poate mișca de la sine, se contrazice, pentru că dinamica nu este din exterior. Deci trebuie să gândim că dinamica, mișcarea este din interior, iar interiorul acesta nu răspunde la comanda mea sau la comanda lumii, ci răspunde la comanda Creatorului. El este acela care mișcă
fără ca să fie mișcat. Lucru pe care îl spunea într-o fracțiune, să zicem așa, de lumină cerească, Aristotel. El este mișcătorul nemișcat, care mișcă universul. Așadar, menirea lui Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu este ca să fim cu El. De aceea El s-a făcut unul dintre noi. Pentru că ne iubește. Și așa cum un părinte iubește ca pe copiii săi să-i aibă permanent lângă el, pentru că îi dorește, pentru că îi le poartă de grijă. Și când ești bătrân, ai grijă de tot copilul tău te numești. Este copilul meu. Chiar dacă el este și el în vârstă înaintată. Tot copilul meu. Cu atât mai mult că Dumnezeu este veșnic și El nu se îmbătrânește niciodată. Noi suntem copiii săi permanent și noi îl vedem cu fiecare an, îl vedem prunc când iese din Betleem, pentru că și noi, sufletul nostru, dorește să fie ca și pruncii, curat, fără griji și fără probleme. Un prunc nu se îngrijește de nimic, nici n-are teamă de nimic, nici n-are frică de nimic. Și uite dovadă că acest COVID nu atacă prunci. Interesant. Ar trebui să gândim mai mult. Și să fim ca pruncii, căci a lor este împărăția cerurilor. În apreciația voastră, sărbătoarea Crăciunului este o sărbătoare a familiei, în care, în mod tradițional, sigur, ne adunam și se reîntregeau familiile. Poate acum, știu, în contextul acesta al măsurilor și așa mai departe, nu vom fi cu toții așa cum ne-am dori. Dar cum să privim, cu ce gând să privim spre familiile noastre, spre cei din jurul nostru? Nimic nu ne împiedică și nicio regulă nu constrânge ca familia să fie reunită. Deci, dacă cineva spune că nu ne putem întâlni datorită virusului în familie, greșește. Familia este aceea care întotdeauna va fi binecuvântată și va fi centrul în care se readună toți și trăiesc cu toții aceste bucurii. Și biserica este marea familie și nu trebuie niciodată lăsată. Biserica nu a îmbolnăvit pe nimeni. Dimpotrivă, a dat sănătate tuturor. În biserică avem rugăciuni pentru cei bolnavi. Dacă ne pierdem încrederea în puterea lui Dumnezeu care este în biserică, am pierdut totul. Trebuie să ne reîntoarcem cu dragoste către Mântuitorul Iisus Hristos, că de nicăieri nu ne vine ajutorul decât din puterea lui Dumnezeu, din Sfintele Taine și din biserică. Cum vedeți, am vorbit despre Mântuitorul Iisus Hristos care este în biserică, ca să nu gândească cineva că vorbim despre biserică, mă refer la instituție. Nu mă refer la instituție, ci mă refer la Mântuitorul Iisus Hristos care este biserica cea adevărată. Și care ne cuprinde pe toți. Evident, pentru că așa într-un organism cum sunt multe mădulare, mâini, picioare, urechi, nas, gură și ochi, așa și în biserică sunt toți cei care Mântuitorul Hristos îi cuprinde și, cum spune Domnul, care pentru voi și pentru mulți se varsă, când se referă la trupul și la sângele său, care pentru voi și pentru mulți se varsă. Deci Domnul Hristos a venit ca să ne dea hrana cea cerească și această hrană este în biserică, adică în trupul său tainic și în sfânta împărtășanie. Să nu lăsăm aceste lucruri și să nu dăm curs gândirii diavolului care ne împiedică să ne rugăm și să ne împărtășim. Pentru că nimic nu justifică în lumea aceasta o asemenea atitudine. Atitudinile acestea care pun mai presus de orice o restricție de factura, nu mergeți la biserică că vă îmbolnăviți, nu este sugerată de cel bun, ci de cel rău. Ne ducem la biserică, ne păstrăm regulile care sunt orientative. Nu creadă cineva că dacă păstrezi o regulă de acest gen, gata, ești sigur pus la adăpost. Sunt orientative, dar trebuie să le păstrăm. Trebuie să le păstrăm, dar în același timp să nu uităm regula lui Dumnezeu, pentru că numai aceea ne eliberează de apăsarea
de stres, de teamă, de frică și, în ultimul rând, de moarte. Așadar, rânduiala lui Dumnezeu este primoritară pentru că este rânduiala firii. E firesc ca să te rogi. Nu este ceva impus sau ceva care să fie recomandat, ci e firesc, deci să înțeleagă toată lumea că este firesc să te rogi. De ce este firesc? Pentru că este cel mai sfânt model sau mod de a sta de vorbă cu cel care te iubește. Dacă tu nu realizezi că ai nevoie de iubire și că ai nevoie să vorbești cu cineva care nu numai că te iubește și te compatimește sau te mângâie la o oarecare intensitate, ci cel care, cu care vorbești tu, te și vindecă, te și, cum s-a spune, îți dă orice. Este viața însăși. Nu numai viața, că bun, oamenii gândesc la viață, nici nu știu ce e aia viață. Foarte mulți nu știu ce e aia viață, pentru că este ceva în care trăiești. Nu mai îți dai seama că nu mai ai viață când mori. Însă e târziu atunci. De asta suntem și atât de cuprinși și unii dintre noi de panică. Însă gândesc că cea mai mare, am spune, acțiune, lucrare este aceea a celui care vrea să stea de vorbă cu cineva și nu este cineva, un cineva anonim, ci este o persoană. O persoană care te înțelege și ceea ce îi vorbești. Chiar cu cuvinte simple, să nu creadă cineva că dacă nu știi saltirea pe de rost, nu te poți ruga lui Dumnezeu. Nu, și luăm cuvintele tale, păstrează-ți cuvintele tale. Eu nu cred că și niciodată copiii care nu își aleg cuvintele ca să impresioneze pe mama lor când vor să ceară ceva. Îi spun ceea ce simt și ce le spun cu atâta simțire și atâta dorință încât nu poți să reziști acestei chemări, acestei cerințe. De fapt, asta trebuie să facem pentru a ne apropia de Dumnezeu, să ne deschidem și să... În primul rând, ca ființe mature, să înțelegem chemarea, să ascultăm cuvânt, să ascultăm chemarea lui Dumnezeu. Iar această chemare a lui Dumnezeu nu poți găsi neapărat numai într-un spațiu de nefiresc, de teamă, de frică, de criză și mai departe. Țipi sau strigi la Dumnezeu când ești într-o stare jalnică cu aparatele, subaparate. Nu. Trebuie să ne ducem la Dumnezeu înainte de a ajunge aici. Înainte de a fi în starea aceasta de suferință și în pragul morții. E adevărat că Dumnezeu ne scoate și de acolo, nu e nicio problemă. Sunt oameni care ies din această stare în ultimul moment. Dar Dumnezeu așteaptă ca să ne apropiem de El. Nu numai că așteaptă, că așteptarea aceasta ar corespunde într-un fel cu gândirea aceasta spațială. Îl aștept, adică unde este Dumnezeu? Undeva la o distanță oarecare? Nu, Dumnezeu este în tine. Adică tu, cum, pe cine să aștepți și unde să-L aștepți? Nu. Deschide urechea sufletului și l-asculți, deja este în tine. I-ai cerut lui ca să fie în tine, sau mai bine zis, i-ai cerut ca să te ajute, dar este la tine. Roagă-l că el va veni în mod negreșit. Și atunci biserica, vreau să spun, nu este o, cum am spune noi, o variantă din multele variante ale vieții sociale. Vrem aia și nu vrem aia. Deci vreau să subliniez acest lucru, pentru că eu consider că avem o lecție de învățat foarte serioasă. Vrem aia și nu vrem aia. Cum au strigat mulți din confrații noștri și pe care nu-i acuz, pentru că, slavă Domnului, iubirea lui Dumnezeu e atât de mare încât ne iartă pe toți, și pe noi și pe ei. Să vrem ceea ce vrea Dumnezeu. Iar vrerea lui Dumnezeu este ca să fim cu adevărat ființe iubitoare, să ne iubim unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții și să ne iertăm unii pe alții. Pentru că acesta este Crăciunul. În al preasfinția voastră nici nu se putea o concluzie mai frumoasă la o discuție despre taina nașterii Mântuitorului Hristos decât aceasta, că Dumnezeu vrea să ne iubim unii pe alții, așa cum și El ne cuprinde în iubirea sa pe fiecare dintre noi, mai buni, mai puțin buni. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost cu noi astăzi la Spirit și Credință și binecuvântați să avem Crăciun. Aș dori ca să transmit tuturor confraților noștri
să aibă multă pace sufletească și încredere în Dumnezeu. Să se roage mai mult, să iubească pe Dumnezeu și biserica sa, pentru că numai de aici ne vine tot ajutorul. Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul, spunem de fiecare dată. Să iubim pe Maica Domnului, care este ocrotitoarea noastră, care este ajutătoarea noastră și mijlocitoarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Așa cum i-a iubit pe Mântuitorul Iisus Hristos, și noi să-L iubim pe Domnul și în același timp să ne iubim unii pe alții. Să ne iubim și pe cei care ne urăsc, și pe cei care ne iubesc, și pe cei care ne batjocoresc. Pentru că, în definitivă, toți suntem copiii lui Dumnezeu și avem loc fiecare dintre noi în parte în această lume. De asemenea, mă gândesc la cei care sunt bolnavi și îmbrățișez cu toată dragostea și rugăciunea mea, permanent, mă rog, zi și noapte, ca ei să aibă vindecare de la Mântuitorul Hristos. Mă rog de asemenea pentru cei care sunt săraci, care poate n-au ce mânca în aceste zile. Unii au pierdut chiar serviciu, alții sunt în suferință, alții sunt în teamă, în frică, în panică. Pe toți îi îmbrățișez și le doresc ca să aibă încredere în Dumnezeu, că El a spus: îndrăzniți, Eu am biruit lumea. Vă mulțumim pentru cuvântul de încurajare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost împreună cu noi astăzi într-o ediție specială a emisiunii Spirit și Credință. Vă doresc tuturor Crăciun cu bucurie. Doamne ajută! Să ne revedem sănătoși!